Doamnelor și domnilor, bună ziua! Suntem la jumătatea săptămânii și vorbim și despre administrație, dar cu totul și cu totul tangențial, ca să zic așa, pentru că avem câteva teme principale pe care nu le putem la nesfârșit lăsa deoparte, una dintre ele fiind educația, învățământul. Și pentru asta avem cel mai potrivit invitat cu putință în studioul Coluna TV, la emisiunea Punctul PI. Mai apoi se apropie alegerile și chiar dacă veți spune că este un subiect eminamente politic, e bine, nu e așa. Este un subiect care ne privește la fel de mult ca oricare componentă a vieții administrative, sociale, știu, economice din oraș și din județ, pentru că politica ne mănâncă urechile până una alta și trăind în cea mai bună dintre lumile posibile, ăsta este sistemul politic ideal până în acest moment. Cine știe ce vor mai inventa strănepoții noștri, ca și, știu eu, organizare statală sau sistem de impunere a voinței cetățeanului în raport cu cei aflați în funcții importante. Până una alta, politica este, dacă veți, vectorul, vehiculul care transferă energia și voința noastră către cei pe care îi reprezentăm, pe care alegem să ne reprezinte. Așadar, vom vorbi despre educație mai întâi, pentru că nu puteam să-l invit pe domnul profesor Sorin Ion, inspector școlar general în studio, fără să vorbim și despre educație, și apoi vom vorbi despre politică, alegeri, administrație și toate cele. Domnule profesor, mai întâi de toate, vă mulțumesc din suflet pentru că sunteți aici. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și am ascultat cu atenție cele spuse în introducere de De dumneavoastră. asta mi era teamă, adică de formație Și profesională, nu? contrar Așa. celor care mă sfătuiesc de o bună bucată de vreme și încerc să-i citesc pe prietenii mei ce-ți trebuie ție politică, tu ai meseria ta, ești profesor, uneori și inspector școlar general sau alte funcții din astea mai mult sau mai puțin importante, și ce trebuie ție politică? Răspunsul meu e de fiecare dată aproape invariabil și poate să pară limbaj de lemn sau un citat mult prea auzat, dacă nu eu, atunci cine? Și le spun că sunteți mulțumiți de ce se întâmplă în politica românească în anul de grație 2020. Evident că nu, nimeni nu e mulțumit. Și atunci răspunsul continuă. Ok, de mine sunteți mulțumiți ca prieten al vostru? Cu siguranță, ești un om de calitate. Mulțumesc, de asta fac politică. S-a împământenit părerea că politica e pentru șmecheri, pentru oameni bogați, pentru oameni cu interese foarte mari. Nu îndeplinesc criteriile acestea, din păcate sau din fericire, depinde cine mă ascultă. Știți ce se întâmplă, domnule profesor? Pentru că oamenii de calitate au făcut un pas înapoi, nevrând să intre, nu știu, din comoditate, poate din calcule, poate temându-se de eșec sau de Sigur. opinia concetățenilor lor, au făcut un pas în spate, lăsând în prim plan taman pe cei care își dau coate cu orice preț să ajungă în fruntea bucatelor și sunt așa cum ați descris dumneavoastră, dar asta este vina noastră a tuturor celor care stăm pe margine. Și doar comentăm, nu e suficient, adică nu vei influența niciodată scorul unei partide de fotbal comentând ironic din tribune sau făcându-l pe la albie de porci. Nu. Intră în teren dacă vrei să faci diferența. De Mă rog, acord. la fotbal nu Și se poate să intre în teren, dar aici se poate. în continuare idei, dacă are legătură cu activitatea pe care o am, cu activitatea profesională, cu siguranță că se pot separa până la un moment dat. Până la un moment dat și mi-asum când spun asta. Și am pretenția că am făcut o distinție în cariera mea între una și alta. Pe de altă parte, cred că sunteți de acord cu faptul că nu sunt ceea ce se poate numi la mod generic un om politic, nu știu, de înalt nivel sau de mare calibru. Nici nu mă consider așa. Din contră, consider că mai am multe de învățat în asta. Nu, sunteți Lucruri un bune. cetățean, un profesor care face politică. Nu Cam sunteți asta e ideea. politician Da. 100%, adică de la care să trăiască doar din politică. Aceea e o specie aparte care în România, din păcate, ca multe alte modele luate de afară, a ajuns doar prin expresia ei negativă. În străinătate, știu eu, în țările cu democrații consolidate, sunt politicieni pur sânge care trăiesc doar din politică, doar asta fac, meseria lor, unii excelează, alții nu. La noi sunt politician de carieră, deja este ca o înjurătură. Știți, pentru că sunt de obicei indivizi care se duc în politică să se căpătuiască sau să scape de dosare sau ceva genul ăsta. Bine, invitatul meu pe care îl cunosc de atâta amar de vreme și am discutat și despre politică și despre educație și despre administrație de atâtea ori încât nici nu mai pot rememora toate aceste întâlniri, a avut un traiect, cum să vă spun eu, așa, adică, domnule, asta este personalitatea mea, asta este crezul meu, pe drumul ăsta merg indiferent de vitregiile vieții și asta este o Și calitate. indiferent de ofertele făcute de-a A, lungul bo, bo, vremii, bo, bo. pentru că au fost perioade de
să le spunem, Intermercatul pentru microbiștii dintre telespectatorii dumneavoastră, da. În care cu oarecare insistență am fost solicitat, nici nu s-a pus problema, nu că am refuzat asta, nici n-am luat vreodată în serios vreo astfel de propunere. Cei care au făcut propunerile nu sunt ei serioși, știți de ce? Pentru că eu gândesc așa, băi, dacă unul, pentru că eu îl momesc cu ceva, îl trădează pe cel alături de care a fost până. Mă va trăda și pe mine. Ce îmi garantează mie că nu vine altcineva care îi va oferi ceva mai mult sau mai strălucitor și poi mine mă va trăda pe mine? Deci e o prostie treaba asta, să încurajez trădarea și traseismul ăsta. Nu, este o mare prostie, iar asta conduce și la situații de genul celor care expuse, în care oamenii de valoare nu prea au loc. Un caz fericit, vă avem pe dumneavoastră aici. Domnule profesor, nu vreau să intrăm de acum în tema politică și administrativă. Sunt convins că avem de discutat și despre învățământ. Este o durere mereu acută, să zic așa, a societății românești, felul în care înțelegem noi să tratăm acest domeniu atât de important și apoi să ne plângem de rezultate. Adică e ca și cum ne-am dat găuri în cizme și apoi ne plângem că suntem uși la picioare. Exact chestia asta, doar că e mult mai gravă și cu impact foarte mare asupra ceea ce iubim mai mult, copiii. Înainte de a vorbi despre, v-aș propune trei teme importante ale momentului, vă spune cam la ce visez eu în viitorul apropiat. Pe partea de educație? Pe partea de educație. Ok. La un moment dat va trebui să se stabilizeze situația politică la nivel național, indiferent cum se va stabiliza, este absolut necesară o nouă lege a educației. Nu neapărat că legea educației care a intrat în vigoare în 2011 ar fi fost bună, proastă sau... A fost macelărită. Ci pentru faptul că modificările aduse succesiv de-a lungul ultimilor 9 ani o fac cumva de nerecunoscut și s-a îndepărtat total de la conceptul de bază pe care l-avea atunci. Și doi la mână, și dacă legea ar fi fost perfectă, 9 ani de zile, o lege a educației trebuie să țină pasul cu ceea ce se întâmplă în jurul ei și nu poate fi cumva, nu poate deveni anacronică. Prin urmare, o revizuire a legislației în domeniul educației periodică nici măcar nu mai suntem în secolul vitezei, că secolul vitezei deja e prea puțin, că suntem în secolul informației. E aproape obligatorie. Și legislația în domeniul educației în momentul ăsta a devenit foarte stufoasă, nu numai din cauza modificărilor multe, multe, nenumărate, nu le mai știu, le-am pierdut numărul deja, ci și din cauza legislației secundare, care există în spatele legii educației și pe care... Nu e atât de vizibilă, dar e chiar mai distorsionantă, ca să zic și așa. Care în anumite locuri este puțin în contradicție cu legea însăși. Prin urmare, e nevoie de o reașezare. Nu-mi imaginez, nu sunt chiar atât de naiv încât să cred că se va ajunge la un consens național în care toate forțele politice să spună asta e legea cu care trebuie să mergem în următorii 10 ani și eventual la care să nu umblăm decât în regim de strictă necesitate. E necesar. Știți, s-au făcut o felul de modificări cumva pe genunchi în ultima perioadă și aș vrea să subliniez cuvântul pentru că... Pe genunchi, domnul, nu pe genunchi. Inițiator la multe dintre ele este personajul despre care pe genunchi, da? Așa. Cu reducerea numărului de elevi la clasă, cu reducerea numărului de ore la clasă, măsuri în principiu bune, dar luate fără să vezi pasul următor. Diavolul se ascunde în detalii. Fără să vezi pasul următor. Și să vă dau două exemple scurte. Să presupunem că vom reduce mâine numărul de elevi la clasă, ar avea ca efect instantaneu pierderea câteva mii de locuri de muncă din învățământ și te trezești cu o problemă socială pe cap pe care nu și-o asumă nimeni. Plus că n-ai timp să faci selecția. Bine, bine, la un moment dat trebuie să luăm în calcul că va trebui să plece cineva, că avem un sistem stufos, destul de încremenit în proiect, așa, dar riscăm să pierdem oameni de valoare. Exact. Și ce facem? Păi ce rezolvăm? Și a doua chestiune, s-a propus tot prin lege reducerea numărului de elevi la clasă, de asemenea o inițiativă în principiu bună, doar că aici ne locvim de bariere fizice. Imaginați-vă unde ducem copiii, îi ducem în alte școli. Abia am scăpat să nu mai învățăm în două sau trei schimburi. Exact. În anumite locuri. Da, în Dâmbovița nu se învață. Dar și în două e destul de greu, domnule. Și în două schimburi. Pentru copii și pentru profesori. Am spus-o și o repet. Da. Învățământul ideal sau investiția principală în educație, pentru că nu sunt bani, sunt bani la educație și ar putea fi dacă am ști foarte bine ce să facem cu ei. Pentru că ideal ar fi ca în toată țărișoara noastră
toți copiii să învețe în schimb unul, de la clasa pregătitoare până la liceu. Pentru că aia, ăla e intervalul de timp în care funcționezi la capacitatea de la 9, nu de la 8, pentru că aia care fac naveta se trezesc la 5 sau 6. E corect. Complicat. Deci cam astea ar fi. Și acum, dacă îmi permiteți, cele trei teme principale ale zilei. Vă rog. De mâine începe înscrierea la clasa pregătitoare. Ca idee, asta am să o spun ca și informare pentru publicul dumneavoastră, pentru că e bine să știe dintr-o sursă autorizată cam ce se întâmplă începând de mâine și se termină spre sfârșitul lunii, cam 3 săptămâni durează perioada de înscriere. Evident că vor avea prioritate copiii ai căror familii au domiciliu în circunscripția școlară. La momentul de față, circunscripțiile școlare, așa cum sunt bine cunoscute, n-am umblat foarte mult la ele, sunt afișate la noi pe site și fiecare bloc din fiecare oraș al Este arondat unei școli. Asta nu înseamnă că ești legat de glie, ca să spun așa, pentru că în limita numărului de locuri aprobate există posibilitatea să mergi și la altă școală după niște criterii. Pentru că imaginați-vă că avem 10 locuri suplimentare la școala X la care vor să vină 50 de copii. Este imposibil. Și școala va face o selecție pentru care tot interesul să-și atragă copii mai buni trebuie să-și facă o selecție care, în primul rând, să nu fie discriminatorie. Pe criterii obiective. Pe criterii obiective, începând de la locul de muncă al părinților. Este foarte important pentru noi să știm să că părintele vine dimineața la 8 și aduce copilul la școală, eventual la anumite școli din municipiu. Nu funcția pe care o deține la locul de muncă, ci locul de muncă fizică. Nu, fizică, să fie în apropierea școlii. Că ajunge la bancurile cu bulă și cu tatăl securist, cu propotivul care zboară pe jos. Așa. Ne întoarcem și la funcția părinților. Că e o problemă și aici și va fi o noutate absolută anul acesta. Așadar, de mâine 3 săptămâni înscriere. E o procedură destul de complicată, dar care nu privește în principiu fiecare persoană care solicită lucrul ăsta. Noutatea absolută este la formarea claselor și la alegerea învățătorului. Cine nu e în sistem sau cine n-a avut de-a face cu o înscriere la clasă pregătitoare nu știe presiunea care se pune pe anumite școli, pe anumite doamne învățătoare, pe directori sau pe inspectori, pe diverse căi, pe toate căile posibile. Suntem obligați să elaborăm și am elaborat deja o procedură prin care să asigurăm formarea claselor fără cel mai mic amestec din afară. Și două metode sunt foarte simple, tragere la sorți sau ordine alfabetică și repartizare. Primul la clasa A, al doilea la B, al treilea la C. Și am fost să vă explic care e logica acestui lucru, pentru că la prima vedere poate părea cumva o lezare a dreptului la educație sau a dreptului persoanei de a-și alege educația copilului. În realitate ne confruntam foarte des cu situații de genul doamna cea apreciată dintr-o școală. Întotdeauna există o doamnă foarte apreciată. Sau mai multe. Sau mai multe. Aveam solicitări mult, mult mai multe decât putea duce. Orice fel de selecție făceai, pe orice fel de criterii, lezai pe cineva. N-aveai cum să nu fii într-un fel discriminator. Știți de ce? Facem ca în America. Școala este condusă de un board, de un consiliu. Da. Părinți, primărie, nu știu ce. Și fiecare, cu cât e un profesor mai apreciat, cu atât este și mai bine plătit, cu atât îi se pun la dispoziție și mai multe resurse, da? Iar selecția se face de acel consiliu. Nu de inspectorat, nu de guvern, nu de poliție, nu de armată, nu de Balcaida. Consiliul școlii. Consiliul școlii care are drept de viață și de moarte în școala respectivă. Așa mi se pare firesc. Va mai curge ceva apă pe ea, lomița. Eu cred că seacă, dispare de pe hartă până se întâmplă. Dar, ca și principiu, e o formă de organizare mult mai apropiată de interesele comunității, copilului și interesele comunității decât ceea ce... Noi încă avem un sistem destul de centralizat. Vă spun în deplină cunoștință de cauză, în ceea ce privește descentralizarea învățământului, s-a făcut, știți, era o vorbă a unui predecesor de-al meu la inspectoratul școlar, s-a făcut într-o joi. Pe la prânză. Da, probabil că tot până pe seară s-a și pe genunche, da. Există în continuare foarte multe lucruri centralizate, cu avantaje și dezavantaje. Există și avantaje. Nu știu, și am să dau exemplu, organizarea examenului național, e bine că se face centralizat pentru că există o mână foarte care le monitorizează și le
le, nu le lasă să greșească, vorbesc despre școli acum. Da, și nu, că pe afară școlile sunt, sunt recunoscute în funcție și de rigoare cu care se simt. Pe afară nu prea există examen național. Păi tocmai, eu ce spun? Fiecare școală, dar să știe că școala X, când scoate unul cu diplomă de absolvent, apoi ăla merită. E corect. Adică la noi și dacă este examen național, dumneavoastră, avem instituții de învățământ în care se fabrici de diplome. Că mai vine câte o mămică să plânge că băiatul ei are 3 diplome de licență și 2 de master și tot vânzător la tarabă ei. Astea am mai discutat despre păcatele învățământului superior românesc, de unde au plecat, de fapt, problemele noastre. Domnul profesor, mă credeți că eu stau ca pe AC să vă întreb și despre chestiunile politice? Haideți să trecem repede la tema a doua principală. 2-3. Am zis că e bine să dăm un mesaj și în ceea ce privește isteria națională cu virusul coronavirus. Dacă pe lângă el vine și niște lămâie și cu un pic de sare, e ok, nu-i problema. Și cu tequila. Nu avem în momentul ăsta niciun copil în carantină, de fapt nu avem niciun dâmbovițean în carantină, avem însă destui cetățeni, să le spun, care sunt în izolare la domiciliu, venind în această perioadă din regiunea de nord a Italiei. Și bineînțeles că dacă se întoarce un tătic acasă și mai are și copii, nici copilul nu va merge la școală. Din fericire avem doar 5 astfel de cazuri de copii care stau preventiv acasă și să se înțeleagă. Nu stau acasă nici că sunt suspecți, nici că sunt căstrănută, nici că ar avea ceva. Stau acasă pentru siguranță, pentru maxima siguranță. Dacă 0,1% există șansa că el să fie bolnav, atunci mai bine riscăm noi și îl privăm de educație 2 săptămâni la școală, poate să o facă pe alte căi. Nu va primi absențe sau acestea vor fi motivate. Repet, sunt 5 cazuri de copii în mai multe localități ale județului, nu le dau pentru că nu vreau să produc cine știe ce. Se mai trebuie făcut ceva apropo de chestia asta, că vorbim mereu de săpun. De exemplu, sunt atâtea voci care spun în conștiință de cauză că cea mai bună protecție împotriva virusului așa, săpun, pe da? Apropo de școli, am mai discutat despre chestia asta. Politica ministerului este criminală, aceea de a reduce la minimum personalul auxiliar în școli. Nu poți să ai o singură femeie de serviciu, un singur agent de curățenie într-o școală cu 1000 de copii, dintre care cel mai vârstnic are 14 ani. Da? Mizerii la toalete... Sigur, n-avem așa. La 1000 de copii, cu siguranță. Poate la 150 de copii, da, să avem o singură... Avem noi într-o școală care are 800 de copii, avem câte femei de serviciu avem? La 800 pe un schimb. La 800 de copii, pe un schimb, trebuie să avem măcar 3. Măcar 3. Măcar 3. Și avem. Din păcate... Aici deja vorbim de istoria recentă, ultima dată când s-a încercat o crearea unor indicatori de normare în ceea ce privește dimensionarea personalului nedidactic, după criterii, număr de elevi, suprafață utilă, suprafață curtea școlii, a fost sortită eșecului, pentru că asta s-a întâmplat în 2015 sub ministrul Sorin Câmpeanu, care a și semnat un ordin de ministru care prevedea clar câte persoane, numai că acel ordin n-a văzut niciodată monitorul oficial, pentru că sindicatele s-au... N-ar putea, întreb și o chestie, n-ar putea de treaba asta să se ocupe primăria cumva? Ba da. Primăria, că... să se îndrepte părinții, nu către inspectorat, pentru că eu văd așa, ministerul are treabă cu latura educativă, n-ar trebui să se preocupe nici de cretă, nici de geamuri, nici de căldură în clase. Ministerul are strict treaba cu corpul profesoral și curicula. Atât. Am avut de curând vizita unui grup de profesori și inspectori școlari din Franța și, ca de obicei, absolut, e invariabil. De câte ori ne întâlnim, încercăm să facem paralelă între sistemul nostru și sistemul lor. Indiferent, păi de, am copiat indiferent mai mult, de unde copiat rău. Da, există inspectoratul școlar, ocupă strict de partea didactică, metodică, științifică, a ceea ce se petrece în școli. Cariera didactică a profesorilor nu distribuie nici bani de salarii ca noi, nu se ocupă nici de normare. Ca să știți cum funcționează lucrurile, de la minister, de când știu eu sistemul ăsta, se spune așa, aveți pentru anul școlar următor 5.000 de norme didactice, astea de regulă sunt cele care reies din încadrările școlilor și zice, mai aveți 1650, cifrele pe care le dau sunt de fapt chiar cele reale, pentru personal didactic auxiliar, nedidactic, din toate școlile județului. Și atunci noi trebuie să încercăm să le repartizăm cât de cât echitabil în școli. Nu o să reușim niciodată echitabil. Păi, dar ești 20 pe localitate. Și atunci, cam asta este. și sunt școli dar atenție, aici vorbim, cu multe școli. Aici vorbim și de secretar, contabil. Da, pe tocmai. Tot. Femeie, serviciu, paznic, fochist. Exact. Tot. Asta este, așa funcționează la momentul ăsta sistemul. Da, am spus că o lege a educației
modificată din temelii. Poate păi nu, au păstrat raportul ca în mediul universitar, să ne înțelegem, în mediul universitar, în mediul ăsta, n-ai nevoie de, iertați-mă, de femeie de serviciu să șteargă după copil la baie, că ăștia sunt adulți deja, sunt tineri, sunt, au majori, dar copilul ăla de 7-8 anișori, cam asta trebuie este... să supravegheze, să se spele, nu să-l mai prinde să facă el. Cam a treia așa... temă principală. Am să vorbim despre politică, domnul profesor, haideți, vă rog. Gata, o să mă opresc aici despre a treia temă, vă propun să discutăm data viitoare. Voiam să mă refer puțin la campania de popularizare, promovarea învățământului profesional și profesional dual, care culminează la 11 martie cu ceea ce vom numi Ziua Meseriilor. Facem eforturi cât putem. Important, după pauza de publicitate, nu, alocăm câteva minute pentru că e foarte important. Pauza de publicitate și revenim, domnilor și domnilor.